Aha. Hey, yo. Santa Fe. Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Crypto. Astăzi vom discuta despre o criptomonedă care în acest moment ocupă poziția 4-a în clasamentul total al criptomonedelor și anume XRP Ripple. Haideți să vedem ce este Ripple, ce face, cât valorează, câte monede sunt, când a fost creată, de cine și așa mai departe. Ripple a fost creat în 2012 sub denumirea de XRP Labs. Haideți să vedem niște cifre legate de Ripple. Numărul total de monezi care vor fi create este de 99,990 de miliarde de monede. În prezent, numărul de monede aflate în circulație este de 45.348.221.180 de monede XRP. Deci jumătate din supply a fost deja creat. Cu cât numărul de monezi va crește, numărul monedelor care va intra în circulație va crește, cu atât și valoarea poate să scadă. În prezent, valoarea de piață, în prezent mă refer astăzi, este 29 noiembrie 2020, valoarea de piață a unei monede este de 62 de cenți, volumul în ultimele 24 de ore este de 17 miliarde 563 de milioane de dolari, iar valoarea totală cumulată a tuturor monedelor XRP aflate în circulație este de 28 de miliarde 208 milioane 802.301 dolari. În prezent, Ripple ocupă poziția a treia, conform CoinMarketCap. Se pare că recent a devansat USDT-ul, care ocupa el poziția a treia. Ce este Ripple XRP? Ripple XRP este un proiect fondat în San Francisco, iar compania a proiectat un sistem de plăți bazat pe blockchain. Este un protocol de plată care funcționează în mod similar cu un sistem de plăți, o rețea de livrare și un schimb valutar. Funcționează cu criptomonede, monede fiduciare și mărfuri. Ripple permite clienților săi să integreze protocolul în propriile sisteme. De exemplu, Banca Națională din Abu Dhabi a început recent utilizarea tehnologiei pentru unele din tranzacțiile sale, în special pentru tranzacțiile transfrontaliere, ceea ce permite clienților săi să transfere fonduri în timp real cu costuri scăzute. Cum funcționează Ripple în realitate? Ripple se concentrează asupra rolului său în rețea globală, care permite pur și simplu părților financiare, cum ar fi băncile, să reducă costurile tranzacțiilor. În același timp, Ripple oferă și un serviciu îmbunătățit, cu tranzacții directe și instantanee. Deci, el ajută sistemul financiar global, facilitând tranzacții mult mai rapide și mult mai ieftine ca virgulă cost. Am auzit foarte des o întrebare dacă Ripple se minează. Nu, Ripple nu se minează. Aș vrea să menționez câțiva membri din Ripple Net Association, da? Deci o rețea de bănci globale care s-au asociat și fac parte din network-ul Ripple. Bank of America, Credit Agricole, grupul financiar Mizuho din Japonia, Santander, USBC, RBC, HSBC, Unicredit, Western Union și mulți alții. Da? Deci este un proiect care este în continuă dezvoltare, dar asta nu înseamnă că neapărat moneda lor va ajunge la sute de dolari, cum cred unii. Nu, imposibil. Deci XRP-ul mai mult de 10 dolari nu are cum să crească ca valoare și nu garantează nimic că va atinge acea valoare. Dacă v-a plăcut acest clip și aveți întrebări, vă voi răspunde cu mare plăcere. Dacă aveți sugestii pentru clipuri viitoare, vă rog, le voi face cu mare drag și o să încerc să ofer cât mai multă informație posibilă. Vă mulțumesc că mi-ați urmărit clipul. Dacă vă place ceea ce fac, dați un like, un subscribe, un share, orice ajută. Cu cât mai multă lume va ști de canalul ăsta, cu atât mai multă lume va avea acces la informații care, în mod normal, nu se găsesc foarte ușor și mai ales în limba română.
Vă doresc spor la bani și aveți grijă de voi.